Locurile de muncă sunt oferite prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și se adresează specialiștilor în domeniul IT. Mai exact, se caută 10 designeri web și alți 10 dezvoltatori Java. Pe lângă faptul că cei care aplică pentru aceste slujbe trebuie să cunoască limba franceză, angajatorii au mai pus câteva condiții, însă și remunerațiile bănești sunt pe măsură. În primul rând trebuie să fie persoane care sunt calificate și care știu, sunt calificate în domeniul IT-ului, care cunosc foarte bine aceste limbaje de programare și PHP-ul și Java. E o ofertă pentru 20 de locuri de muncă în Franța, deci activitatea se va desfășura în Franța și persoana trebuie să fie între 28 și 35 de ani cu o ofertă salarială între 25.000 de euro și 35.000 de euro anual, deci este sumă brută. Șanse să obțină un loc de muncă în Franța au hunedorenii care au urmat cursurile de calificare în domeniul designer web desfășurate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Pentru cei care sunt absolvenții cursurilor de calificare pe care le-am desfășurat noi pe această meserie de designer pagini web, vom face o selecție punctuală, adică îi vom anunța în așa fel încât să poată să-și depună CV-urile la adresa de e-mail pe care v-am comunicat-o și au, conform calificării care este o calificare europeană recunoscută, în schimb, sigur că vor trebui să facă dovada efectivă de cunoștințe în ceea ce privește acest limbaj PHP și atât limbajul Java. Cei interesați trebuie să-și trimită CV-urile pe adresa de e-mail afișată pe ecran până la data de 15 februarie. Într-o primă fază, angajatorii vor face o selecție a CV-urilor, iar cei care vor fi declarați admiși vor fi chemați la un interviu cu angajatorul sau cu un reprezentant al Oficiului Francez pentru Imigrare și Integrare. Angajarea se face pe durată nedeterminată, cu o perioadă de probă de 2 luni, iar timpul de lucru este de 39 de ore pe săptămână.